La mănăstirea Ghighiu din județul Prahova, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, preasfinția sa a explicat înțelesurile Evangheliei Duminicii dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel ce s-a pogorât din cer, iată, se înalță de bună voie pe cruce la finalul misiunii sale și aceste cuvinte că Fiul lui Dumnezeu se va înălța pe cruce asemenea șarpelui pe care l-a pironit Moise în pustie, această jertfă de sine a Fiului lui Dumnezeu nu este pentru sine, pentru că el era perfect ca Dumnezeu și trupul pe care l-a îmbrăcat nu a gustat păcatul și nu avea să guste stricăciunea, pentru că era unit cu dumnezeirea sa. Dar în acest trup avea să pironească pe cruce ceva care se cerea pironit, anume păcatul. De atunci se spune că păcatul nu mai este lucrător în lume din momentul în care Hristos l-a țintuit pe cruce, adică nu mai este mortal, nu mai este fără de speranță, fără de nădejde, pentru că prin Hristos orice păcat poate să fie iertat, orice vină omenească poate să fie îndreptată, orice om se poate restabili, se poate restaura și în el poate din nou să strălucească harul cel curățitor al lui Dumnezeu, care să-l facă dintr-o ființă omenească, păcătoasă, înclinată spre răutăți, să-l facă o ființă luminoasă, o ființă iubitoare de Dumnezeu. Preasfinția sa a vorbit și despre chemarea pe care o regăsim în Evanghelia Duminicii dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Viața noastră, de fapt, este o cruce. Fiecare are greutățile lui, fie de sănătate, fie de familie, fie de câștigarea existenței, fie care vin din spațiul înconjurător, de la semeni, de la rude sau de la străini, fie alte încercări, neputințele trupului și slăbiciunile, toate acestea sunt o provocare, o încercare neîncetată, sunt o cruce pentru om. Dar iată că avem o speranță. Speranța noastră este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Este Domnul nostru Iisus Hristos, care așteaptă să ne îndreptăm privirea spre El, ca El să ne dăruiască o picătură din harul iertării sale pe care ne-a adus-o prin pătimirea cea de voie, cea de bună voie a sa pe Sfânta Cruce, ca noi toți prin rana Lui să ne vindecăm. Să răspundem, iubiții mei, cu dragoste, dragostei lui Dumnezeu. Credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie s-au putut închina la icoana Maicii Domnului Siriaca. Icoana făcătoare de minuni datează din secolul al XVI-lea și a fost adusă la mănăstirea Ghighiu în urmă cu peste 6 decenii.